Infecția cu COVID-19 lasă la unii pacienți urme grele chiar și după vindecare. De cele mai multe ori, traumele sunt la nivelul plămânilor, iar disconfortul este aproape la fel ca în timpul confirmării cu SARS-CoV-2. Astfel, la Spitalul de Recuperare din Iași funcționează singura clinică din România care asigură servicii de reabilitare pulmonară pentru această categorie de pacienți. Da. Bună ziua, cum vă simțiți astăzi, scumpă doamnă? Mulțumesc, binișor. Binișor, eu loc de mai bine întotdeauna. Da. Doamna a venit pentru o oboseală foarte puternică, cu care a rămas după COVID, pe care a avut-o anul trecut, la începutul anului. Dificultatea de a respira, dispnea. Pacienții care au suferit de COVID-19, chiar dacă s-au vindecat din punct de vedere al virusului, marea majoritate au rămas cu sechele. Așa că, după ce ies din perioada de izolare, sunt nevoiți să apeleze la serviciile unităților medicale care oferă recuperare respiratorie. Așa este și cazul doamnei Liliana, care a fost infectată cu noul virus în luna decembrie. Pe perioada confirmării s-a tratat cu antibiotice acasă la recomandarea medicilor, dar disconfortul la respirație a continuat să existe. Foarte puternică. Tusi, nu mâncasem de vreo două săptămâni, mi-a luat pofta de mâncare. Mirosul și gustul dispărut complet și faptul că și saturația în ziua respectivă când am solicitat salvarea scăzuse la 88. Și m-am internat, mi s-a spus la ieșirii că mă pot programa pentru recuperare. Colega din salonul alăturat, doamna Silvia, a primit un test COVID pozitiv în luna decembrie după ce a ajuns în spital cu dureri puternice în zona ficatului. După zile întregi cu medicamente și sub supravegherea cadrelor medicale, s-a prezentat în spital cu diverse probleme lăsate tot de infecția cu SARS-CoV-2. Nu știu acum cât de la COVID simptomele era cu nădușeală și cu oboseală puternică, scad jos. În urma investigațiilor, plămânii pacientei nu sunt foarte afectați, recuperarea fiind una mai lentă, dar exercițiile de reabilitare a respirației vor continua și după externare. Cum mai este o doamnă asistentă? Cu o coadă de mătură, cu coardă de copii? Am să întind plămânii la maxim și trebuie să trec și trebuie să ies prin asta. În sala de kinetoterapie a Spitalului Clinic de Recuperare se efectuează exerciții de respirație unde pacientul învață să respire corect, să tușească sau să expectoreze. Însă cu ajutorul fizioterapeutului, pacienții sunt învățați să efectueze mai multe tehnici de drenaj. Bătăm brațele, tragem aerul pe nas, umflăm și abdomenul, apropiem brațele și dăm pe gura afară și sugem abdomenul. Din punct de vedere al virusului, marea majoritate au rămas cu sechele. Din punct de vedere clinic, foarte mulți prezintă senzația de oboseală, pe care noi o numim fatigabilitate și care este foarte puternică la unii chiar în repaus, chiar dacă au forme ușoare sau moderate de boală. Dificultatea de a respira, deci dispnea, tuse uscată, iritativă, la unii însoțită și de expectorații, dureri toracice și mulți dintre ei prezintă și acuze din punct de vedere psihic. Cu ajutorul aparatelor din dotarea secției, respectiv metabolimetru și body pletismograful, reabilitarea respiratorie este mult mai ușoară. Toate datele pacientului, pacientul intră, se așează pe scaun, îi se pune o clemă pe nas, îi se pune aici o piesă bucală pe care o introduce între buze și dinți și tehnicianul este cel care îi spune tehnica, nu este chiar foarte ușoară. La fel, pot exista probleme la cei care prezintă claustrofobie pentru că pacientul este închis. Recuperarea acestor pacienți va dura toată viața. În perioada internării, recuperarea se face în spital cu continuare la domiciliu.